este de fapt rolul de soție, rolul de mamă, cât de mult timp necesită, mai ales că ai și o carieră atât de frumoasă? E frumos, asta e important, că ceea ce faci, o faci cu plăcere, iar noi suntem așa frumos închegați încât nu avem roluri bine definite, tu ești copilul, stai la locul tău, tu ești soțul, nu știu, da? Deci ne împletim extraordinar de bine. Adică uneori și soțul poate să fie copilul, după care copilul dă niște replici mature de parcă ar fi tată și mami e copil de multe ori. Și de cele mai multe ori copilul decide, pentru că noi ne consultăm cu el în absolut tot ceea ce facem, da. De exemplu, îmi spunea zilele trecute, insista foarte mult în a angaja la showroom-ul Ardes băieți și nu fete. Și încerca să-mi explice cât e de benefic pentru o firmă în care se vând cosmetice să ai angajați bărbați, băieți. Și da, are o viziune absolut fantastică. El ia deciziile apropo de vacanțe, unde îi place să meargă, mi-aduce argumente. E bine, e foarte bine, da. Am înțeles. Bănuiesc că sunteți foarte mândri de el, dar ce planuri are de viitor? Păi, ia, ne spune Cristi. Aici lucrurile sunt foarte clare. Omul nostru este foarte decis, în sensul în care a spus că dorește să devină regizor de film. În momentul ăsta e și la Academia Buftea, la primele încercări. O să spun un secret, dar nu o să spun unde. Am fost distribuit să joc într-un film, ocazie cu care el a fost duminică fermecat de faptul că a fost pe un set de cinematograf, a vorbit cu regizoarea, deci a văzut toate lucrurile astea. Nu numai că a vorbit, a stat efectiv lângă ea și îi punea întrebări de tot felul, adică a fost extraordinar de fericit. Și are aptitudini pe parte de montaj, de sincronizare, de personaj. El de altfel, uite, asta e o chestie pe care nu știe nimeni, el a făcut un filmuleț montat cu dublarea cu 14 actori, de la tineri la bătrâni, adică oameni ca mine, ca oameni din patru țări, din America, din Germania, și a făcut un filmuleț care e deja pe net, făcut de el, montat de el. Și a câștigat câteva vizualizări bune sau este mândru de ce a făcut, bănuiesc? Îți dai seama, pentru un copil până la urmă? El ca el, da, noi. Are câteva mii de urmăritori pe canal și pentru timpul pe care îl are, pentru că în primul rând e școala, pentru timpul pe care îl are și îl petrece la filmul acesta, de exemplu, a lucrat din august. Da. Adică deci, luna asta până când a terminat acest film, a vorbit, încă. Dar nu copii, și oameni maturi, și incredibil, am fost foarte mândru de el. Am înțeles bine, vei juca într-un film? Da, dar n-am voie să spun. Deci, da, în 2025 cred că o să vedeți filmul, am înregistrat secvențele, totul e bine, cred că o să fie. E o poveste foarte interesantă care are legătură cu un fost subiect al meu dintr-o emisiune, cu un caz absolut turbulător, o să vedeți despre ce e vorba. Dar n-am voie să spun mai mult.